Bătuți de soare. Au acum serioase probleme financiare. Femeia primește o pensie de invaliditate de 1650 de lei, iar soțul are o alocație de 500 de lei ca veteran al conflictului armat de la Nistru. În plus, mai au un ajutor social de 200 de lei. La asistență socială am fost de multe ori, dar... Stăm în rând, dacă așa. Cererea înscrisă este cererea la dânșii. Mi-a spus, dar când, ei singur nu știu când, că de la Chișinău nu le transmite bani pentru asistent personal. Când a trimat banii Chișinău, atunci a zis, de la ușă la ușă nu trimat. Șefa Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei din Bălți, Veronica Munteanu, spune că nu îi poate ajuta. Sunt și ușiri de alte familii care stau și așteaptă acest serviciu, dar din lipsa surselor financiare disponibile, cererea dumnealui nu poate fi satisfăcută la moment. Atunci când sunt posibilități, familia este susținută și cu produse alimentare și după necesitate cu scutice. În municipiul Bălți sunt 73 de asistenți personali care îngrijesc persoane cu dizabilități. Salariul mediu al acestora este de aproximativ 3.000 de lei lunar.